Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei Redefinirea masculinității între vulnerabilitate și autenticitate. Astăzi este alături de noi Vlad Nicodim, psiholog, și vorbim în cadrul acestei frumoase campanii Redefinirea masculinității despre cartea Deschiderea porții dragonului, calea devenirii lui Wang Liping, maestru daoist modern din școala Longmen. O carte publicată în colecția Calea Chineză, în traducerea lui Ines Simionescu. Putem spune că cititorul are, prin acest titlu, are în mâini o carte rară. Este vorba despre biografia spirituală autorizată a unuia dintre cei mai respectați maeștri chinezi contemporani ai alchimiei interne daoiste, Nei Dan, și anume Wang Liping, scrisă de doi dintre vechii săi discipoli. Vlad, noi am mai discutat despre această carte, dar iată, acum o vorbim despre ea într-un alt registru, în cadrul unei campanii frumoase despre masculinitate, și îmi place foarte mult subtitlul acestei cărți, care cumva mă duce cu gândul la ceea ce noi am mai discutat despre arhetipuri, despre, să spunem, călătoria interioară a eroului, despre etapele maturizării bărbatului, despre etapele inițierii. Subtitlul sună în felul următor: Calea devenirii lui Wang Liping, maestru daoist modern din școala Longmen. De ce ai recomanda această carte iubitorilor, să spunem, de tradiție spirituală daoistă și celor care probabil că pe lângă această carte au mai citit și celelalte titluri din colecția Calea Chineză? Sorin, eu personal nu am mai vorbit despre cartea asta. Știu că s-au mai făcut discuții pe tema ei. Am discutat în schimb despre toate celelalte cărți din seria Calea Chineză de la Herald. Culmea este că, de fapt, eu chiar recomand să se înceapă cu această carte, pentru că este mult mai ușoară și mai accesibilă decât celelalte cărți. Adică, uite, spre deosebire de fundamentele alchimiei interne, care este chiar anevoioasă, deci, sau rafinarea elixirului, da. Care, așa, această carte, practic, pornește ca o poveste. În primul rând, trebuie să menționăm faptul că este, nu este o poveste, este chiar mai mult o biografie. Este vorba despre maestrul Wang Liping, un maestru real, un maestru taoist din școala Longmen, și practic aici este povestea devenirii lui, cum ajunge el de la un simplu copil practic de pe stradă cumva, adică un copil absolut obișnuit, să-l caute trei maeștri păstrători ai liniei Longmen și să îl inițieze, astfel încât după toate încercările și tot ce învață, practic să ajungă un nemuritor daoist. Și tocmai faptul că este foarte reală cartea, este foarte autentică, este ușor de citit și este, cum să spun, printre altele, partea bună și ce mi-a plăcut foarte mult este că mai apar și anumite tehnici pe care eu am stat în mod special să le extrag, pentru că oricum cartea este sub forma unei povestiri, unei biografii, și atunci tehnicile nu apar exact ca tehnici, apar mai mult ca pe o descriere a procesului și tehnicilor pe care le-a experimentat Wang Liping. Și atunci mi-a luat ceva mai mult să stau și să extrag exact anumite tehnici care m-au interesat, dar cartea nu este neapărat, adică nu este o carte de practică. Acum, apropo de titlu, că ai menționat Calea devenirii lui Wang Liping, maestru daoist modern din școala Longmen, titlul originar este Opening the Dragon Gate,
Și subtitlul este The Making of a Modern Taoist Wizard. Deci există și această, pentru că așa cum spuneam și în trecut la celelalte cărți pe care le-am prezentat în taoism, sunt mai multe lucruri înglobate. Este alchimia, care practic este foarte frumos expusă în fundamentele alchimiei interne și și în rafinarea elixirului. Pe de altă parte este astrologia, este medicina tradițională chineză, da? Pentru că și medicina trebuie cumva integrată pe o cale. Apoi sunt acele așa zise arta muntelui, unde avem toate, de la arte marțiale până la tai chi, la qigong, tot felul de metode profilactice, de metode de flexibilizare, de lucru cu corpul, dar și de lucru cu energia. Și avem și aspectul de vrăjitorie, despre care nu prea se vorbește când e vorba de taoism. Nu știu de ce se feresc foarte mult, dar sunt zone în Asia unde la cazinouri, asta e o chestie pe care mi-a spus-o cineva de acolo. La cazinouri mulți folosesc niște tehnici din această area a taoismului pentru a câștiga și sunt multe cazinouri în zonele alea care angajează și ei la rândul lor maestri ca să cumva să-i combată pe ceilalți și asta e o practică, adică totuși dacă ai un cazinou ești un om pragmatic, nu te apuci să angajezi vrăjitori, zic și eu, nu știu. Adică, așa, și de asta se numește The Making of a Modern Taoist Wizard, cumva, dar, într-adevăr, traducerea în română este Maestru Taoist Modern în școala Longmen. Asta referitor la titlu. Acum, ce relevanță are această carte în contextul campaniei? Da, cu accent pe aceste aspecte de regăsire a masculinității. În primul rând, trebuie menționat faptul că taoismul în general pune o foarte, foarte puternică, un foarte puternic accent pe integrare. Deci aspectul masculin și aspectul feminin în taoism sunt absolut, absolut esențiale. Orice fel de practică din taoism se duce către practic către Dao, da? Și cel mai apropiat lucru de Dao este practic doi, cum îl numesc ei. Dao este unul, unicul, iar doi este practic Yin și Yang. Și acum sigur că problema Yin și Yang e mult mai vastă decât simplu masculin și feminin. De exemplu, mie îmi place să privesc foarte mult acest concept precum vidul și plinul. Și uneori când mă uit în jur, mă uit într-un câmp deschis, apreciez foarte mult existența vidului, pentru că să nu uităm că fără existența vidului nu poate exista nimic care să ființeze. Da? Pentru că dacă nu e, practic acest gol este potențialitatea, este ceea ce permite existența a ceva. Și atunci principiile astea de vid și plin, yin și yang, masculin și feminin, sunt extrem de importante. Și în taoism, fie că practici alchimia internă, fie că practici medicina tradițională, fie că practici orice tehnică, chiar și tehnicile de qigong și tai chi, trebuie să te integrezi cu masculinul și femininul. Și astea nu sunt niște simple concepte psihologice, nu sunt abstracte. Să ne gândim doar la, de exemplu, ciclu zi și noapte, care, cu care ne armonizăm cu toții. Da, este ceva ce există în lume, la fel cum există masculinul și femininul, există ziua și noaptea, există plinul și golul și dacă nu te armonizezi cu ele, practic
dezvolți probleme foarte serioase. Să ne gândim ce se întâmplă cu cei care lucrează foarte mult timp de noapte și practic dorm ziua. Deci ciclul zi și noapte este cel mai evident, mă rog, l-am găsit acum ca exemplu, și taoiștii se armonizează foarte mult cu el, cu ciclul zi-noapte, chiar de la început, adică chiar dacă ești un învățăcel care acum te apuci, te vei armoniza cu asta. Și sunt anumite practici pe care le faci în miez de noapte, în miez de zi, la anumite ore, în funcție de felul în care merge soarele, felul în care este dispus pământul față de, de cele două. În special se discută despre soare și lună la început. Și cine vrea și o perspectivă științifică poate să studieze despre ritmul circadian și cât de important este. Bun, în al doilea rând, în taoism, se consideră că omul este un microcosmos. Este un microcosmos, dar nu de sine stătător, precum în viziunea mecanicist-dualistă modernă, este un microcosmos perfect integrat în macrocosmos. Deci, practic, la fel cum se desfășoară lucrurile la un nivel foarte macro, la fel se desfășoară lucrurile și la, în interiorul microcosmosului uman. Bun, aici e foarte mult de discutat pe tema asta, dar să ne întoarcem puțin la carte. Practic, povestirea începe cu cei trei maestri care se duc și își caută discipolul, îl găsesc, după care începem să aflăm practic cam prin ce anume trece un tânăr adolescent, adolescent. Mai întâi începe cu rafinarea minții, unde sunt niște exerciții foarte grele, adică nu neapărat grele în sine, dar trebuie făcute ore și ore și ore și zile în continuu. Uneori sunt meditații din care nu te ridici zile întregi în tradiția Longmen. Apoi se discută despre concentrarea spiritului vital. Mai târziu, sigur, după ce stăpânești mintea. Apoi, cultivarea lumii triple. Asta e foarte interesant, un alt concept din taoism, lumea triplă. Practic, care este lumea triplă? Este odată cerul, odată pământul și, în al treilea rând, omul. Omul este o lume în sine sau un univers care se găsește între cer și pământ. Și asta, explicația, de fapt, dacă intrăm în detalii, explicația acestui concept care pare foarte simplu este, de fapt, foarte complex. Și apropo de a realiza această cultivare triplă, se spune că una din metodele pentru a o realiza este să stai a sta și a uita, cum numesc taoiștii meditația. Și se spune că dacă ai vreo urmă de gând sau vreo urmă de concept de existență sau non-existență, atunci asta nu se numește a sta și a uita. Deci este foarte interesant, pentru că nivelul la care trebuie să lucrezi în meditație este deja unul care presupune să fii deja într-un satori sau într-un samadhi chiar, ca să discutăm pe terminologie. Deci această cultivare a lumii triple presupune să înțelegi exact felul în care acționează universul și felul în care acest macrocosmos influențează omul, microcosmosul, pentru că orice este legat. Și sigur, ăsta e un nivel foarte grosier cu exemplul pe care l-am dat cu ziua și noaptea. Dar, de fapt, macrocosmosul influențează omul la niveluri extraordinar de fine și imperceptibile pentru mintea neantrenată. Cu cât practici mai mult cultivarea, cu atât îți dai seama cât de mult acționează macrocosmosul asupra interiorului. Apoi avem ideea de a renunța la mintea obișnuită
și a păstra mintea adevărată, așa cum se spune și în, în Dao de Țin. A păstra mintea adevărată și se spune, nu mai știu exact în care din cărțile de aici, dar sigur e citat ăsta, că mintea adevărată este cea care apelează la natură. Deci cumva mintea înțeleaptă nu este mintea dualistă în care noi ne considerăm ceva separat de univers și de natură, ci este chiar mintea care este integrată în natură. Apoi, tot așa, în taoism există, în afară de lucru cu binecunoscutul lucru cu elementele, nu știu dacă avem timp să intrăm în, în povestea asta, că e destul de lungă, dar poate nu știe toată lumea, cred că știe de lucru cu elementele, dar taoiștii au și lucruri cu animalele, lucruri cu animalele și lucruri cu plantele. Practic, stai lângă un anumit tip de animal și încerci să te armonizezi la un nivel foarte subtil cu el sau cu un anumit tip de plantă. Taoiștii chiar lucrează cu anumiți copaci. Deci au anumite practici pe care le fac lângă un anumit tip de copac și anumite practici pe care le fac lângă un alt fel de copac și felul în care se duc practic în aceste subtilități. Și sigur că principiul masculin și feminin sunt de bază. Aici deja intrăm în niște lucruri mult mai subtile. De asemenea, taoiștii, ca și budiștii din zona Tibetului și care practică și tantra, lucrează foarte mult cu visarea. Ei devin conștienți în vis și își duc practicile și acolo și este foarte interesant să vezi cum este yoga visului de la tibetan sau din tradiția Bön și cum este practica visului de la taoiști, pentru că au foarte multe puncte în comun. Dar bineînțeles că ele sunt integrate cumva, aceste practici sunt integrate pe calea lor. Adică se face diferența clară și atunci când eu recomand, atunci când practici visarea, să nu facem o ciorbă, să practicăm așa și crezând că e din taoist sau din budist să fie, ci clar, acum practic pe linia respectivă, exact așa cum este acolo. Apoi sunt unele exerciții foarte interesante în carte și mie mi-au plăcut foarte mult notele de subsol și, de fapt, toată redactarea este absolut impecabilă și notele și îi mulțumesc lui Mihai pentru... rar găsești să nu vii cu o critică la adresa redactării, știi? Chiar dacă o ții pentru tine, tot găsești, dar aici chiar ajută foarte mult. De asemenea, uneori avem și niște descrieri mai tehnice, nu trebuie să ne speriem că nu sunt atât de abundente, dar uite, spre exemplu, aici niște linii pe care se concentrează sau știi, anumite practici și e foarte interesant că avem și adnotările absolut care clarifică foarte mult. Deci pentru asta n-am mai fost nevoie să deschid încă 5 cărți de medicină chineză, de acupunctură, de nu știu ce. Da? Deci, uite, sunt deja aici. Și ce aș mai putea spune foarte interesant despre această călătorie inițiatică și despre felul în care Wang Liping devine practic un daoist nemuritor în școala Longmen este finalul, dacă e, nu vreau să dau vreun, cum să zic, să... Verdict. Verdict. Nu vreau să dau spoil, cum se zice acum. Nu-mi vine în minte chiar așa. Dar vreau să spun că etapa finală, după ce corpul și mintea și întreaga structură a practicantului devine... Practic se schimbă foarte mult în ani de zile de lucru intens. Partea finală este să nu mănânce și să nu bea o perioadă foarte lungă de timp. Timp în care bătăile inimii se rărăsc foarte mult, respirația se rărește foarte mult,
El în timpul ăsta rămâne conștient și aplică foarte multe tehnici. Și practic finalul este că timp de 3 zile el va fi într-un stadiu care se poate numi pe bună dreptate moarte. Deci 3 zile nu va mai avea respirație, nu va mai avea bătăi ale inimii, nu va mai avea nimic. Tehnica sigur că nu este atât de simplă precum o descriu aici. Tehnica e extrem de complexă și necesită foarte multă pregătire înainte. Și el, discipolul care face asta, va fi asistat de 3 maestri, fiecare încercând să-l susțină energetic într-un anumit fel și chiar folosind și, cum vorbeam la început, și elemente de vrăjitorie. O să ne întoarcem puțin la ideea de catafatic și kenotic pe care am mai dezvoltat-o și cu domnul profesor Teodoru Ghiondea când discutam despre unul din titlurile de aici. Dar ce vreau să spun, după 3 zile este readus la viață, bineînțeles cu experiențele pe care le-a avut în stadiu de moarte, dar foarte interesant este că sute de discipoli au murit ducând această practică la perfecțiune. Deci această practică să ajungi în acest punct, terminus despre care vorbeam acum, a necesitat moartea, nu știu dacă am citit bine și mi-aduc aminte, am citit cartea când a apărut, acum vreo 2 ani, dar cred că undeva la 800 de discipoli ai școlii Longmen au murit în acest proces, da? Pentru că nu toată lumea s-a întors din, după ce a stat 3 zile practic în stadiul ăsta. Și mă gândeam acum la societatea noastră, nu știu dacă ar exista o școală care ar avea asemenea riscuri, cum ar fi primită într-o societate de asta? Că mă întreb ce s-ar întâmpla, ce ar zice mass media, care e atât de catastrofică, nu știu cum să spun. Apocaliptică, de-a dreptul. Apocaliptică, îmi zice panica. Domnule, sunt acolo, dacă moare un om, ce catastrofă e. Dar îți dai seama, dacă mor 800 de tineri, practică, atunci când ești tânăr, faci practica asta. În general, sunt și excepții, dar mă gândesc că cum ar fi primită o astfel de practică la noi, unde doar dacă spui ceva după care s-ar putea lua cineva și ar putea face rău, ești criticat și interzis, de parcă cei care aleg să o ia pe un drum sau altul sunt un fel de copii de 2 ani care, vezi, n-au discernământ, care n-au discernământ. Da, deci practic astfel de școli eu garantez că ar fi interzise pentru că se consideră că omul, de asta și apropo de principiul masculin și feminin și de această lipsă de maturitate, lipsa asta de maturitate provine și dintr-o hiperprotectivitate. Suntem hiperprotectivi cu noi, suntem hiperprotectivi cu copiii și, pe urmă, ne mirăm de ce nu se mai maturizează, de ce ajung chiar să se îndepărteze de un minimum de maturitate, de un contact natural cu propriile sentimente, de frica de gânduri, de frica de propriile sentimente, de frica de ce cred alții, de toate, de depresia care se mărește, crește exponențial și toate problemele astea, pe acest fond de hiperprotejare, da? Deci, asta este o problemă cu care cred că ne confruntăm foarte mult și cred că și mass media bagă foarte multă panică și deja critică foarte mult pe cei care vin cu o părere diferită și alții merg pe calea aia. Da, poate că își fac rău. Dar este alegerea fiecăruia ce face. Și apropo de asta, chiar o să discut despre o tehnică pe care am extras-o din carte și eu am încercat-o. Am încercat-o și da, există riscul să faci hipoxie și să cazi pe jos. Testat pe mine, adică o spun, nu trebuie să... Poate să nu mă crede nimeni. Am încercat și cu pulsoximetru să văd ce se întâmplă. Da? Deci, practica, eu am încercat-o și chiar îmi place foarte mult. Bineînțeles că există riscuri, deci să ne înțelegem în ceea ce înseamnă tehnici avansate care, într-adevăr, au un efect foarte puternic, riscurile sunt acolo. La fel ca și libertatea. Libertatea implică niște riscuri foarte mari. Problema este că mulți nu și-o asumă și asta nu e problema, asta ar fi perfect. Cei care nu vor să-și asume riscuri este foarte bine să se ferească.
nicio problemă cu asta, este firesc. Dar lasă-i pe cei care vor să-și asume riscurile, lasă-i să aibă libertate de informare, nu le bloca informațiile respective și libertate de exprimare. Lasă-i să exprime ce cred. Că poate vrea și altul să experimenteze, chiar dacă îi face rău. Fiecare om e matur și își asumă. Deci reveneam la chestia asta care vorbeam de hipoxie. O practică care se face în mers. Deci mergi. 6 pași doar inspiri, 6 pași doar expiri. 12 pași doar inspiri, 12 pași doar expiri. Și așa mai departe. După care se introduce altă treaptă. 12 pași doar inspiri, 12 pași îți ții respirația, 12 pași doar expiri. Pe urmă se face la fel cu 24. Sigur că e cam mult, dar, mă rog, fiecare până unde ajunge. Pentru unii e greu și cu 3, cu 3, cu 3 sau 6, cu 6, cu 6. Apoi se introduce al patrulea nivel, care este chiar dificil, în care X pași doar inspiri, X pași doar îți ții respirația, X pași doar expiri, tot aerul care iese, și X pași îți ții respirația pe apnee negativă, deci fără aer în plămâni. Și sigur că gradul de oxigen scade foarte mult. Și se ajunge la 12 cu 12 cu 12 cu 12 și, mă rog, crește, n-are rost să detaliem cât de mult, să nu dăm idei cuiva să ne dea în judecată pe aici, dar ca idee de practică, bineînțeles că în timpul ăsta mintea face alte lucruri, dacă nu ești cu mintea în timp ce faci asta, te gândești la dacă ai lăsat gazele deschise. Așa. Și foarte interesantă practica, destul de grea, riscuri, dar mie mi-a plăcut foarte mult să o fac. Nu este descrisă ca o practică de sine stătătoare în cartea asta, este pur și simplu experiența maestrului, una din practicile pe care a trebuit să le fac chiar destul de la început, deci nu ceva hiper avansat. Și da, mie mi-a plăcut foarte mult. Apoi, revenind un pic la nu știu cât timp mai avem, suntem în grafic. Suntem, okay. Suntem. Revenind un pic la cei trei maestri care l-au învățat pe maestrul Wang Liping, cei trei maestri, Wang Liping povestește despre ei tot felul de lucruri. Nu mi se pare că exagerează foarte mult, adică este destul de realist și în ce privește limitările lor, dar sigur că el este surprins de capacitățile lor neobișnuite. Să nu uităm că acești maestri sunt persoane care au stat cam toată viața retrași de lume, deci au stat cumva în munți, ca și alți mari maestri pe care îi întâlnește în drumurile sale, pentru că culmea... Mare parte din acțiune se întâmplă chiar în perioada Revoluției Culturale, da? Când chinezii au omorât tot ce înseamnă tradiție, tot ce înseamnă religie și au venit cu ideile lor pe care le știm foarte bine. Și au trebuit să fugă pe acolo, să se ascundă primul, s-au întâlnit și cu alți maestri, deci foarte interesant. Și povestește uneori niște lucruri foarte interesante și acești maestri, deși sunt niște maestri taoiști din cea mai înaltă școală, ei folosesc și metode catafatice, să zic așa. Deci, ca să reiau puțin, există abordarea catafatică în care, practic, divinitatea este descrisă prin atribute, prin, de exemplu, Dumnezeu este iubire sau, da, există, deci asta vine din catafasis, din grecește, apoi există apofatic, unde divinitatea este cumva descrisă prin ceea ce nu este, da, de la apofaticos, tot din greacă, și kenotic, de la kenosis, care înseamnă a crea vid. Ei bine, vreau să subliniez faptul că, în general, adică, practic, în esență,
taoiștii adevărați sunt kenotici. Deci ei nu folosesc metode catafatice de a umple, așa cum folosesc anumiți șamani, unde, de exemplu, maestrii ritualici taoiști, bazați foarte mult pe ritual, care însă umplu cu prezență sau cu diverse tehnici, sau, da? În timp ce taoiștii golesc, deci ei reușesc să facă multe lucruri considerate supranaturale despre care se discută, dar folosind acest kenosis, acest vid. Dar ca să faci treaba asta, înseamnă tu să ai o realizare interioară a vidului. Și este necesară foarte multă practică pentru asta. Dar ce voiam să spun este că la un moment dat sunt descrise și utilizări de tehnici care implică acest catafasis. Da? Pentru că uneori este necesar să aplicăm și aceste lucruri în diferite circumstanțe. Și asta e foarte interesant, că ideea asta se regăsește foarte mult în tantra, unde aplici ceea ce cunoști în diverse circumstanțe. Deci asta am vrut să spun despre cei trei mari maestri care, oricum, deci cartea este accesibilă, este lejeră, se citește repede, deși are vreo 415 pagini, dar sunt multe lucruri de învățat, te conectează foarte mult, te duce practic pe un drum inițiatic, care nu este o poveste inventată, este chiar o persoană reală care a trecut prin toate aceste lucruri, e bine documentată, vezi și cam ce s-a întâmplat cu Revoluția chineză, cum era treaba prin anii 50 și în perioada aia. Bineînțeles că se ferește să dea niște etichete, pentru că altfel nu ar mai fi existat această carte. Trebuie să ai grijă uneori cu ce spui, mai ales în perioada asta, în care deja e un lux, deja să ai o părere diferită de mainstream este un mare lux și, din nefericire, eu cred că va fi un lux tot mai mare pe măsură ce trece timpul. Va fi cu adevărat un mare risc să spui o părere cu care unii nu sunt de acord. Nu sunt de acord, da. Da, asta este era în care trăim. Trebuie să ne adaptăm la circumstanțe. Sigur că da. Eu aș încheia cu, hai să zicem, un scurt citat al lui Lu Dongbin. Această cale nu este o cale obișnuită. Este rădăcina naturii și a destinului, deschiderea vieții și a morții. A vorbi despre ea este o limitare. A o practica este ceva sublim. Oamenii nu o plac, toată lumea râde. Marea cheie ține de sensul invers. Nu detestați impuritatea, nu faceți comparații. Când o veți obține, veți vedea imediat efectul. Liniștea cerului și a pământului este unul dintre indicii. Mi-a plăcut foarte mult și încheiem aici această discuție extrem de interesantă despre cartea. Spune! Voiam să spun, apropo de Lu Dongbin și tableta celor 100 de caractere, care se încheie cu citatul, că tot ziceai, în timp ce ascultați melodia instrumentului fără coarde, înțelegeți în mod clar lucrurile creative. Tot din Lu Dongbin este citatul. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre deschiderea porții dragonului, calea devenirii lui Wang Liping, maestru daoist modern din școala Longmen, o carte publicată în colecția Calea Chineză și carte pe care o puteți găsi și vi-o recomandăm cu drag în cadrul campaniei Redefinirea Masculinității pe site-ul editurii Herald. A fost alături de noi Vlad Nicodim, psiholog, căruia îi mulțumim din suflet. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, să aveți o zi binecuvântată și lectură plăcută. La revedere, numai bine!